Aș vrea să vorbim astăzi despre amortizoarele anti-voblaj. Stau pe un Suzuki GSX-R care are de fabrică un amortizor anti-voblaj. Ce e voblajul? Cam asta, dar mult mai agresiv, mult mai violent și la viteze mai mari. El în teorie se poate pune pe orice motocicletă, dacă există kit pentru ea. Sunt multe care vin cu așa ceva din fabrică și voblajul ăsta apare din mai multe motive. Odată de la viteze mult prea mari și începe să fac ghidonul ca toate visele. Se mai numește și Death Wobble. Wobble se numește voblajul. W-O-B-B-L-E. Iar el poate să apară și din alte motive, de regulă tehnice. Fie ai janta strâmbă, fie ai furca strâmbă, fie ai probleme la direcție. Deci dacă ai probleme la direcție, există șansa să intre în voblaj, chiar și la viteze mai mici. Apoi, dacă te salți pe roată, ai 30 la oră, o salți pe roată, roata de pe față stă la 30 la oră, evident, n-are tracțiune, tu pe spate accelerezi, prinde viteză și atunci tu când cobori, roata ta de pe față are 20 la oră sau chiar 0 la oră, că de la 20 la 0 se oprește. Și când cobori, te înfrânează, furca se încarcă și poate să apară. Și mai poate să apară de asemenea și dacă dai într-o groapă foarte mare sau e drumul super denivelat și mergi prea tare. Prea tare înseamnă, nu știu, nu o să mergi cu 160. Dar dacă e viteză prea mare pentru un drum prea deteriorat, furca o să lucreze sau dai într-o groapă prea mare, la un moment dat poate să intre în voblaj. Deci sunt multe cazuri în care ghidonul poate să intre în voblaj și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când intră în voblaj este să nu faci nimic. Dacă pui frână, mai rău faci. Dacă încerci să o ții, mai rău faci. Piloții, când simt voblaj, o saltă pe o roată, o descarcă, o pun la loc jos. Adică e o vorba aia, cui pe cui se scoate. Dacă ți-ai intrat în voblaj că ai mers pe o roată, poți să o salți pe o roată încă o dată ca să o scoți din voblaj. Dar asta e pentru piloți profesioniști, nu pentru muritorii de rând. Din fericire, există, hai să vă arăt amortizorul, este aici. Amortizor anti-voblaj. Este un Suzuki GSX-R de 750. În general, nu prea vin amortizoare de voblaj, nici măcar nu prea sunt kituri la aftermarket pentru motociclete de capacitate mică, adică 225 exclus, 250, 400, 500, foarte rar. Poate cele de 600, care sunt edițiile super sport, cum e CBR 600 RR sau Kawasaki 6XR, care are 120 ceva de cai putere, poate că pe alea da. În general se pune la motoare mai mari, sport de regulă și cele de 1000. Deci cele de 1000, cele sport, cele cu mulți cai vor avea amortizoare antivoblaj, unele de fabrică sau dacă nu, îți poți pune tu. El amortizează exact chestia asta, că se vede și când lucrează. Așa e cursa în stânga, așa e cursa în dreapta. Deci, practic, el amortizează exact chestia asta, să nu facă agresiv. Să ți-o stabilizeze motocicleta. Acum, să nu dea dracii dacă aveți furca strâmbă, probleme mecanice, să vă puneți ăsta de voblaj ca să amortizați, ca să ascundeți rahatul sub preș. Că mulți mai fac treaba asta. Deci el lucrează cam așa. E un amortizor. Am văzut că un kit obișnuit e undeva la 5-600 de lei. Iar cele mai scumpe, profesionale, poate că originale, se duc pe la vreo 2000 de lei. Deci între 100 și 500 de euro. Ăsta e montat mai jos, dar se pot monta și mai sus. Adică aici. Am văzut că cele puse aftermarket se montează sus. Și practic amortizorul ăsta îți cam poate salva viața. Dacă, poate că nu mergi tare, poate o motocicletă nouă, dai într-o groapă și ți intră în voblaj și ai 80, 90, 100 la oră. Caz foarte puțin probabil, dar nu este exclus. Și dacă există posibilitatea să-ți pui așa ceva pe motocicletă, eu îți recomand să-ți pui. La NC-ul meu nu există. Am căutat peste tot,
Și nu există efectiv, n-am găsit nici măcar aftermarket original, chiar nu există. Da, e un motor care are 58 de cai, mai mult de 140 cu motorul ăsta nu prea mergi. Hai, 160 cu indulgență pe undeva prin afară. Eu mai mult de 140 nu am mers cu el. Și e alt stil, nu știu, nu e nici sport. Deci sunt șanse mici să intre ăsta în voblaj și nu există oricum, n-am găsit eu cel puțin kit să-i pun amortizor anti-voblaj, să-l pun, de exemplu, pe aici pe sus. Deci nu am găsit și cred că nu știu dacă ai loc să-l pui, poate jos să-l pui, mai degrabă. Dar aici nu poți să-l pui că nu mai are cursa care trebuie în momentul în care lucrează furca. Deci nu știu cum pui la ăsta, dar nu are kit. Poate că de-aia n-are kit, că nu poți să pui. În fine, dar la motoare mai agresive, mai mari, mai puternice, sport, de regulă, poți să pui amortizor antivoblaj. Poți să pui inclusiv la motoare adventure mai puternici, de exemplu la BMW GS-uri. Și cam asta este. Deci e ceva mic care face lucruri foarte mari. Te salvează. Aștept părerile voastre în comentarii. Ne vedem în următoarele episoade.